Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție BZI Live. Invitata de astăzi este Ana Octavia Preotu, jongler, și împreună cu ea vom afla mai multe despre acest domeniu, vom vedea cât de greu este să faci jonglerii, dar desigur îi vom vedea tot parcursul ei artistic. Bună, Ana, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bună, mulțumesc de invitație. Uite, chiar e un subiect foarte interesant. Pentru că sunt sigură că mulți dintre noi poate au încercat să jongleze pe acasă cu ceva fructe, cu portocale, cu mere atunci când eram mici și niciodată nu reușeam. Dar eu mă întreb, este atât de greu să jonglezi? Depinde ce fel de jonglerie. De exemplu, jongleriile de care aminteai cu portocale, cu mingi, eu nu pot să fac asta. Mi-am dat seama, am încercat. Am văzut că este, într-adevăr, destul de dificil, necesită practică și gen să te focusezi la început, jonglezi cu o minge, cu un obiect, după aia încerci cu două și după aia abia poți încerca cu trei. Eu nu am atâta răbdare, așa că am zis că ok, asta nu e de mine și din fericire sunt alte jucării care mi-au captat atenția mai degrabă și am văzut că sunt cumva mai pentru mine, mai ușoare. Și mai flexibile, cumva aș spune eu. Uite, tocmai că cu ocazia asta aflăm mai multe despre domeniul acesta al jongleriilor, pentru că toată lumea cred că își imaginează așa cum am spus eu la început, că să jongleze înseamnă doar să gestioneze anumite obiecte rotunde, de preferat niște mingi. Dar uite că nu e așa, pentru că tu lucrezi cu foarte multe obiecte, instrumente, cu foc, care e destul de complicat, zic eu, să lucrez cu el. Dar întâi de toate, eu sunt curioasă, poate când te-ai apucat tu de acest domeniu și când ai învățat cu adevărat să jonglezi? În 2019 m-am apucat. Aveam prieteni și cunoscut și prietenul meu jongla. Mergeam cu ei la festivaluri ca și fire safety și să-i ajut. Și lidera grupului Nomad Flames m-a pus la unul din festivaluri la Dakini, eram pe plajă, pe malul mării și m-a făcut să promit că la anul voi jongla și eu, vin și eu la festival și jonglez de data asta. Și așa m-am apucat, mi-am cumpărat o pereche de poiuri și cu foc și cu lumini. Am exersat câte un pic, la început era haos, chiar odată eram pe Splai Nicolina acolo la mine. Și pe malul celălalt a venit o mașină de poliție, s-a oprit în dreptul meu, se uita la mine, fuma o țigară. Probabil că erau, ce face fata asta? Că era super ciudat, mai ales că eram cu poile cu lumini, care ziua nu se văd. Și pur și simplu învârteam de poile alea și vă dați seama, era pur și simplu haos. Ce se întâmplă, ce acolo, după aia au plecat. În schimb, după aia au venit niște copii care erau foarte interesați de ce făceam eu acolo, au încercat și ei. Și am început să practic din ce în ce mai mult. Cele mai multe tricuri recunosc că le-am învățat de la ceilalți. Am învățat și câteva tricuri singură, dar e mai dificil cumva să înveți singur. De asta am preferat să fie cineva, o persoană lângă mine care să-mi arate, uite, nu duci mâna corect, nu faci mișcarea care trebuie și așa mai departe. Și ușor, ușor așa m-am apucat și de alte, de la poiuri. Am trecut care poiurile, chiar ziceam că și le arăt. Asta sunt poiurile. Asta e, sunt două de obicei, dar bine, sunt oameni care jonglează și cu patru. Sunt oameni care jonglează efectiv, le aruncă și le prind. Cu trei, cu patru. Sunt oameni care folosesc asta ca și cum ar fi, zicem, într-o mână două poiuri și în cealaltă două poiuri. Eu n-am ajuns la performanța asta, n-am încercat. În schimb, folosesc un poi într-o mână și un poi într-o mână. După aia m-am cumpărat o pereche de evantaie cu foc. Nu știu exact dacă avem și o poză aici, dar eventual dacă rulează, mai vedem, o să vă și arăt. Și cu acele evantaie m-am dat cumva seama că, ok, nu poți să faci cine știe ce scheme cu ele. Și atunci mi se părea mie că, uite, în schimb s-ar combina foarte bine dansul. Și mi se părea mie că belly dance-ul, fiind mai, nu știu, feminin, senzual,
S-ar combina super bine. Și m-am apucat de cursul de belly dance. Am făcut vreo 2 ani belly dance. Nu sunt extraordinară la asta, recunosc. N-am exersat atât de mult. Mergeam, nu știu, să zicem o dată, două, trei ori pe săptămână, cam așa. Acasă exersam mai puțin, că de obicei preferam să fac asta când eram singură. Nu când eram cu cineva acasă. M-am mai antrenat de drept la Casa de Cultură a Studenților, m-am dus cred că vreun an și ceva și m-am antrenat acolo. Asta m-a ajutat mult că am reușit să îmbin elementele din belly dance cu jonglatul, că e cu poiuri, că e cu evantaie. Și o a treia jucărie pe care am încercat-o mi s-a părut chiar foarte ușoară și foarte, nu știu, fluidă pentru dans. Și alea sunt hand torches, cred că erau și în poza de mai devreme, cea de prezentarea live-ului. Sau cele de mai devreme. Și cu acele hand torches mie îmi plac foarte mult astea, că poți să te joci, poți să dansezi, poți să faci o grămadă de lucruri cu ele. Și anul acesta am primit o a patra jucărie, care este un staff. Cu el recunosc că nu m-am jucat foarte mult anul ăsta. Am pus cumva pe pauză partea de jonglat, că m-am ocupat de alte lucruri și am avut alte priorități. Îmi pare dar rău de asta, că nu mai reușesc, nu știu, dansul și jonglăria mă fac să mă simt bine și nu mai reușesc să-mi împart timpul atât de bine încât să pot să le fac pe toate. Dar pe rezoluțiile pe 2023 o să fie clar și jonglatul și dansul. Super, deci nu ai de gând să renunți la pasiunea aceasta? Niciodată, cred că nici dacă, nu știu, ajung cu vreo disabilitate sau ceva, sigur găsesc vreo soluție, jonglez cu o singură mână, nu știu, jonglez cu mâinile dacă n-am picioare, dacă, nu știu. Și ai mai adus cu tine un instrument pe care îl da, folosești? Da, ăsta se cheamă Fiberflies și e foarte fain, nu știu cât o să vadă, probabil că nu de la lumina de aici, se vede, foarte puternică. Dar pentru întuneric e foarte fain și asta e o jucărie la fel de contact. Eu sunt mai mult pe jucăriile de contact decât pe prinderi și aruncări. Și pur și simplu ăsta poți să-l folosești, să-l înconjori în jurul tău și poți să faci diverse tricuri cu el și se vede evident, mai ales în întuneric, super fain. Da, îmi imaginez. Oricum, sunt și de spectacol cumva toate aceste lumini și aduc cumva un plus acelei mișcări care, uite, nu este o mișcare banală, care poate la început, atunci când spune tu că e house, poate se vedeau doar niște cercuri și atât, că se uitau oamenii la tine și nu înțelegeau ce faci acolo, că nu se vede lumina, e doar un cerc. Unii m-au întrebat dacă așa lucrez să-mi fac mușchi, tot învârtind alea. Voiau și ei să încerce. Voi să vadă dacă funcționează. Dar uite, cred că e și o metodă prin care faci sport. Da, la mâini, mai ales partea de mâini, lucrează super mult. Acum nu vă închipuiți că e ca și cum ai ridica greutăți, sau, dar într-adevăr în partea de sus a corpului lucrează foarte mult. Dar crezi cumva că faptul că tu te-ai apucat de dansuri te-a ajutat să-ți ordonezi cumva și mișcările acestea de jonglat? Da, cumva și să le dau o fluiditate și să trec dintr-una într-alta mult mai ușor, să nu fie doar ok, am făcut un trick, am mai făcut și asta, nu, între timp mai fac un pas în față, în spate, stânga, dreapta, mai fac o piruetă, mai, nu știu, folosesc mâinile altfel, mai ales la hand torches, da, și la evantaie cred că m-a ajutat foarte mult. Și cred că m-a ajutat foarte mult cumva să înțeleg și muzica și să-mi construiesc cumva numerele, deși eu mi-am făcut vreo 4 coreografii, recunosc că nu sunt extraordinare, recunosc că le-am uitat, că nu le-am mai exersat de anul trecut. Dar a fost cumva un proces de evoluție, aș spune eu, că n-am mai făcut o coreografie în viața mea. Și tot încercam, mi-am adus colegii la Casa de Cultură a Studenților, am zis că hai să ne antrenăm împreună. Ok, eu nu sunt coregraf, nu sunt dansator. În schimb, poate, uite, vin eu cu o idee, facem tricul ăsta, mergem 2 pași înainte, facem tricul ăsta, altul, mergem 2 pași înapoi, după aia vine altcineva cu o idee, după aia hai să facem asta. Din păcate, n-am reușit acest lucru, să ne coordonăm, să ne întâlnim, să... În schimb, eu am zis că ok, dacă voi nu vreți, eu oricum vreau și am să fac eu cumva, cât de greu poate să fie să faci o coreografie. Vă zic că primul pas e clar, îți alegi o piesă,
care îți place, o piesă de-am ascultat-o de sute de ori și o știam și așa mai departe. Și cumva nu nici foarte lentă, dar nici foarte cu BPM-ul foarte mare. Da. Și după asta am zis că ok, hai să vedem ce se poate face pe asta. N-am fost mulțumită și coreografia aia nu a fost gata niciodată. Cumva, adică mai, tot timpul mai făceam altceva, că aici parcă e prea monoton. Colegii mei nu prea îmi dădeau feedback. Pe de o parte înțeleg că na, eu eram cumva poate singura de mi-am bătut capul să fac o coreografie și ce zi mai zici, fete? Bine că am încercat. Da. În schimb, așa am învățat, de exemplu, că eu număram. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și mi-am dat seama, mai ales prietenul meu, că tu, dar nu așa se face treaba, adică ar trebui să te iei după beat. Și da, într-adevăr, bă, că eu uneori număram mai rapid, alteori mai lent. Și eram de, deci nu iese ceva, nu-i bine. De ce? Și după aia, da, am început să ascult mai mult muzica. Și cumva s-o simt și să încerc să fac ce simte corpul meu pe ea. Și atunci bănuiesc că deja decurs totul mai ușor sau măcar... Da, cel puțin bine. Oricum la partea de freestyle și noi în Focus Pocus majoritatea timpului facem freestyle. De curând, de anul ăsta, s-au apucat Irina și cu alte colegi să mai exerseze anumite lucruri, să facă un sincron, o coreografie, cumva să mai lucreze unii cu ceilalți, nu doar ok, sunt eu și jucăriile mele și așa mai departe. Și într-adevăr, mă uitam, se vede frumos. Începutul e promițător. Exact, dacă adaugi muzică și cu toate aceste jonglerii, pe lângă asta și mișcarea persoanei care are acele jonglerii, clar că este ceva spectaculos și aduce un plus, până la urmă, experienței, că voi oferiți o experiență totală celui care se uită la voi, privitorului, până la urmă. Și cu muzica aleasă, și cu jongleriile, la fel. Crezi cumva că trebuie făcute, poate, cele mai complicate jonglerii ca să impresionezi pe cineva? Aici, evident, depinde de fiecare artist. Avem colegi care încearcă foarte multe jucării, take-uri foarte complicate și unii oameni apreciază asta, alți oameni apreciază mai degrabă, să zicem, sunt mai superficiali și de aia, nu știu, cam asta e pentru oamenii aia superficiali, în principiu lor mă adresez. Pentru că, în general, eu încerc să-mi folosesc și, nu știu, faptul că sunt femeie. Încerc să-mi folosesc corpul, de-aia de obicei o să mă vedeți cu, nu știu, un top și pantaloni foarte scurți sau pantaloni mulați. Sau... pentru că am văzut că lucrul ăsta atrage și aici nu vorbim doar de tipi, vorbim și de, și de tipe. Cred că ne place tuturor frumosul și atunci o să ne uităm la asta. Din câte am văzut, fotografii preferă mai degrabă să facă poze fetelor sau în general. Mai ales dacă, nu știu, fix mai este un picior mai gol, mai se vede un buric, mai... nu zic că cea mai bună soluție sau... Dar pur și simplu eu am cumva... Dacă inițial în liceu eram super băiețoasă, stăteam mai mult cu băieții, mă îmbrăcam numai cu pantaloni largi, cu tricouri până la genunchi, cu pentagrame și cruce întoarse și chestii din astea. După aia m-am schimbat, mi-am dat seama că sunt femeie și e un atu pe care ar trebui să-l folosesc. Și mai ales în artă, da, cred că se îmbină super bine. Acum mai avem așa divergențe, eu și cu prietenul meu, că și el în trupă, că nu ar trebui să obiectificăm femeia și tot așa, dar da, aici e alegerea mea, e corpul meu și fac ce vreau cu el. Exact, tocmai asta ar trebui să fie mesajul fiecare, să-și exprime până la urmă personalitatea, mai ales că poți să o faci prin această artă. Cumva te duce cu gândul spre mistic, spre acele povești frumoase atunci când te gândești la jonglerii, mai ales la acestea care țin de foc, de anumite obiecte cu lumini. Clar că deja te transpui într-o poveste și cu atât mai mult uneori te duce și în zona orientală, că tot vorbeai despre belly dance și cred că cumva s-au combinat foarte, foarte bine între ele. Poate pentru tine, cum te-a transformat această artă sau ce a mai adus în plus? Pe lângă faptul că, uite, te-a încurajat să te îmbraci așa cum îți dorești tu și să te conștientizezi pe tine, poate. Ce vrei tu să scoți în evidență?
M-a transformat cumva și din punct de vedere al încrederii în sine, aș spune. Că-ți povesteam și mai devreme înainte să pornească live-ul. Eu mai, nu știu, de când eram mică, de pe la 15 ani, de când am început să fac voluntariat, de pe la 18 ani am început să lucrez în domeniul cultural. Și organizam evenimente și ajutam artiștii să organizeze evenimente. Dacă ei, ok, sunt acolo pe scenă în lumina reflectoarelor, eu sunt undeva în spate și mă ocup de toate chestiile, astfel încât totul să meargă bine. Și tot timpul mă întrebam, voi cum faceți? De unde aveți ideile astea? De unde atâta creativitate? De unde? Și așa mi-am dat seama că, uite, oricine poate fi un artist. Și oricine cred că poate jongla. Dacă la dans, de exemplu, poate, nu poate oricine, că eu știu, poate să trebuie picioare, să trebuie mâini. La jonglat, sigur, există o soluție, îți legi lucruri de mâini, de picioare. Sunt colegi care jonglează, își pun stafurile pe picioare și le învârt și le aruncă și le prind și aia cred că tot la jonglat intră. Că na, la în jonglerie e vorba de echilibristică, aruncări și prinderi, de parte de contact, de o grămadă de lucruri, așa dacă e să intrăm în istorie, mai ales că oamenii au făcut asta din totdeauna. Cele mai timpurii, cum se cheamă, menționări ale jonglatului sunt în Egiptul antic, au fost găsite pe o tabliță dintr-un templu, dintr-un mormânt. Și acolo erau reprezentate niște femei și niște acrobați care aruncau mingi. Și cumva cred că na, bă, și asta oricum a fost prezentă mai pe toate continentele, într-un fel sau alt, am avut și la romani, și la greci, și în China, și la azteci, și în India. Mai peste tot, cred că oamenii pur și simplu se plictiseau și ce au zis? Că uite, pot să arunc o piatră sau un băț dintr-o mână într-alta. După aia, a, uite, pot cu două. După aia, a, uite, pot cu trei. Și, na, e o formă de entertaining. Evident că apreciem cu toții efortul și munca, știm cât este de greu, mai ales că dacă încercăm, well, da, nu o să ne iasă. Cu siguranță nu o să ne Da. iasă din prima. Asta Poate așa nici e. după o oră. Poate ne iese după o oră de făcut, practicat asta, poate ne iese, nu știu, o prindere, două. Da, dar aici e multă muncă până la urmă depusă ca să ajungi să faci, uite, diferite metode prin care poți să jonglezi. Că uite, chiar tu spuneai că poate mai poți îmbunătăți ceva la tine, mai ai ceva de învățat, că nu ai ajuns să cunoști totul gata în câțiva Asta e ani. clar, chiar dacă știi, nu știu, să zicem, mai învățat toate tricurile, mai ales poile, jucăriile astea cumva sunt cele mai... Cu ele poți face cele mai multe combinații și cele mai multe tricuri, vreo 1000 și ceva la număr, nu mai știu exact să vă zic Wow. câte. Ideea e că poți inventa tricuri noi. Dacă te-ai plictisit de cele noi, ok, ce putem să mai facem acum? Poți să le, ok, le arunc. Poți să arunc 3, poți să arunc 4, poți să arunc 5. Așa au ajuns, recordul la aruncat mingile, de exemplu, e de 11 mingi. Și un englez a reușit 20 de aruncări și prinderi cu 11 mingi. Wow. Wow, uite câte mișcări pot fi făcute. Pentru că la o primă vedere, eu ca și privitor, nu m-aș fi gândit că poți face atâtea mișcări doar cu o simplă jucărie. Și pe lângă asta mai sunt și altele. Dar eu mă întreb, poate, care e cea mai dificilă cu care tu ai lucrat sau poate cu care ți-ai dorit să lucrezi? Cel mai dificil, într-adevăr, mi se pare jonglatul cu obiecte gen prinderi și aruncări cu mingi sau torțe, cuțite, farfurii, pălării, cercuri. Se pot folosi o grămadă de obiecte pentru aruncări și prinderi. La asta recunosc că nu am răbdare. Și o altă jucărie dificilă mi se pare Dragon Staff-ul. Care cred că avea cu o colegă de-a mea în Iolanda într-o poză de acolo. Stai să mă gândesc ce jucării mi se pare. A, hula hoop. Mi-am cumpărat și un cerc anul ăsta, dar n-am apucat să-l folosesc. Și ăla mi se pare foarte dificil și asta e, mă bate. Cum poți să-ți folosești corpul și să învârți cercul ăla pe tine astfel încât să nu cadă? Ok, cu mâinile reușim. Nu știu, cu abdomenul, eu nu știu cum reușesc cu oamenii. Este o colegă care e instructor de yoga și a încercat și asta, poate cu fundul. Wow. Da.
Și a intrat și în cartea recordurilor cu cele mai multe învârtiri de hula hoop cu, ce interesant. Cu posteriorul, da. Vezi, nu te-ai așteptat să auzi astfel de povești. Mai ales dacă o vedeți pe doamna, are vreo 50 și ceva de ani, adică nu te aștepți. Ah, ok. Cu atât mai mult. Foarte interesant. Și cred că merită explorat poate mult mai mult acest domeniu, pentru că noi vedem așa, poate niște informații, niște show-uri de jonglerii la nivelul, nu știu, mediu sau nu știm totul despre acest domeniu sau ce se poate face cu el. Tu cum ai aflat atât de multe despre ele? Ai avut persoane care jonglau, îmi spuneai tu, dar în același timp te-ai interesat tu mai mult? Ai făcut un research, poate, despre jonglerii? Da, deci în primul rând de la prieteni am încercat jucăriile lor și am zis că ok, vreau să-mi cumpăr puiuri, după aia vreau evantaie, vreau ce mai vreau eu, hand torches și așa mai departe. Și evident am și căutat pe internet, am căutat pe internet atât videouri cu oameni care fac asta, doar că mi-este foarte greu să învăț de pe internet, uitându-mă la oameni și încercând să imit. De cele mai multe ori prefer să învăț de la alții, să întreb pe alții cum faci tricoul ăla, arată-mi și mie. Sau ok, pot să fac, până aici am înțeles, dar mai departe de ce nu-mi iese, ce n-am înțeles. Și evident am căutat și informații despre ce anume, de unde a plecat totul, de ce. Și cumva a fost super interesant să văd evoluția așa în timp, de la, nu știu, din antichitate până în Evul Mediu a fost o perioadă mai dificilă, când mai ales în Europa, știm cu toții, Inchiziția nu prea a ajutat, inclusiv jonglatul nu l-a ajutat absolut deloc, vă dați seama, vrăjitorie și, și toate alea, cum să te joci tu cu focul, cum să faci niște lucruri care par wow, spectaculoase și sigur e o vrăjitorie aici. Dar după aceea, după ce a trecut Evul Mediu, a început ușor-ușor să, nu mai știu, 1768 sau 86, ceva de genul, a fost înființat primul cerc modern, așa cum îl știm noi astăzi. Și după aia, de prin 1800, a început să se popularizeze această artă. Niște artiști din Asia au venit în turneu în Europa și în America și așa ușor-ușor s-a popularizat. Dar mai ales boom-ul, să zicem, că a fost în anii 80, când au început să apară festivaluri, au început să apară magazine de profil, site-uri de profil unde puteai să-ți cumperi diverse jucării sau diverse, cum se cheamă, componente ca să-ți faci tu acele jucării. Au început să aibă oamenii să strângă în comunități și să facă cluburi de jonglat, să facă competiții de jonglat. Deci, uite, e un domeniu foarte complex și ai spus și tu anterior că a apărut acum mult timp. Și într-o continuă dezvoltare, timp. Da, exact. Și într-o continuă dezvoltare, asta e că tot timpul se mai inventează jucării noi. Că mă uit față de acum câțiva ani, mai descoper ușor-ușor, uite ce jucării au mai făcut, nu știu care, cu foc. De la pur și simplu un băț, uite, pot să fac o stea, pot să fac un dragon staff, pot să fac și tot timpul oamenii au încercat, ok, dacă asta este plictisitor și face toată lumea, hai să vedem ce putem să facem să fie altfel și mai interesant și mai greu, astfel încât să, evident, să ne dezvoltăm pe noi ca artiști. Exact. Deci se mai poate crea ceva nou în acest domeniu. Clar, clar. Wow, și uite după câți ani, adică de când a apărut prima oară sau se știe despre acest domeniu și până în prezent, este incredibil că mai poți face ceva nou. Și aici vine imaginația omului și dorința de a face mereu ceva nou, poate din acea plictiseală sau nu, din dorința de a te depăși mereu. Și uite, ai spus de această parte de research pe care ai făcut-o totuși, poate din pură curiozitate. Dar tu crezi că este cumva necesară această parte atunci când te apuci de jonglat? Eu cred că da, acum îndreptam și nu știu cât a stat și a cercetat fiecare coleg al meu, de unde a venit sau cum, pur și simplu. Mai ales că la început, recunosc că am încercat să imit pe colegii mei și să văd ce fac. Abia după ceva timp, după vreo jumătate de an, un an, am zis că hai să văd totuși de unde a pornit treaba asta. Acum nu știu dacă își pune toată lumea întrebările astea. De ce fac oamenii lucrul ăsta? Doar așa de divertisment? Sau doar așa pentru a face sport? Unii, de exemplu, fac asta dacă și la nivel profesionist, se duc la competiții.
Nu știu câți oameni de ăștia avem în România, dar în lume există. Sunt oameni care din asta trăiesc. Inclusiv în România avem oameni care din asta trăiesc. Dar bine, oamenii se antrenează minim 6 ore pe zi zilnic. Wow. E ca un full-time job. Și merg în, ori în vamă, ori în afară, mai ales în afară, evident, să câștigă oamenii sunt mai darnici, să spunem da. Așa. Poate au și mai multe oportunități unde să-și arate astfel de lucruri. Și asta depinde într-adevăr foarte mult și de autoritățile locale. Aici în Iași, noi am depus acum 2 ani sau un an jumătate, numai în 2021, cred, dacă mi-aduc bine aminte, o solicitare la primărie pentru a ne lăsa să jonglăm în diverse puncte din oraș. Pe Lăpușneanu, în Piața Unirii, în Piața Voievozilor din Alexandru, pe Esplanada Oancea, în principiu, unde e, să zicem, o anumită aglomerație de oameni. Am primit un răspuns și ăla că nu se poate. Dar nu ni s-a zis de ce, de obicei se zice, în da. Baza articol nu știu care, de a legea nu știu care. E, nu ne-au spus nimic și evident am zis că bine, ok, nu ne lăsați, noi oricum o să facem asta și noi facem asta când vrem, mai ales de anul ăsta ne-am apucat, mai ales colegii mele s-au apucat mai des de ieșit pe Lăpușneanu, la un moment dat ieșeau chiar în fiecare weekend. Am ieșit prima dată cu Irina la noaptea Alba Muzeilor sau ceva de genul. Vreau eu să jonglez în fața Palatului Culturii și pe de o parte să văd cum reacționează autoritățile, mă rog, forțele de ordine, poliția la treaba asta. și că știam că este public acolo și atunci ne-am gândit că na, dacă punem o pălărie, poate treaba e bună. O ieșit destul de bine, era poliție pe acolo, au văzut că ne-am pus boxa, ne pregăteam toate alea. Se plimbau mai mult pe lângă noi și nu au vrut să plece de acolo, de lângă gard, deloc. Dar ne-au lăsat jumătate de oră să ne facem treaba. După aia au venit, bine, veneau oameni, făceau poze, puneau bani în pălării și așa mai departe. Și apoi a venit un polițist și ne-a zis că, da, voi aveți autorizații de la primărie pentru treaba asta. După jumătate da, de oră. Vă rog să stingeți, da, n-ai voie aici că e spațiu verde. Dacă ieși pe trotuar, n-ai voie că sunt oameni pe acolo și nu știu ce. Și a fost de gust, totuși când ne-a lăsat jumătate de oră, ne-am făcut filmul. După aia ne-a zis că, da, stai să stingă jucăriile astea și... și gata, încheiem. Ne-au lăsat în pace. Am mai avut probleme aici și la un street delivery. Când am jonglat pe... Bine, acolo la fel, n-avem autorizație. Pur și simplu ne-am dus noi că vrem și noi să facem asta, dacă tot se întâmplă street delivery. Și am jonglat pe Esplanada de la CUB în 2020, dacă mi-aduc bine aminte, da, în 2020. Era pandemie, s-a strâns o grămadă de oameni în jurul nostru. Au venit într-un final și poliția. Eu am zis că hai repede, repede, stau cu toate jucăriile până veni poliția. A venit poliția, au zis că s-a făcut cineva reclamații și după aia ne-au întrebat cât mai avem. Eu am încercat să vorbesc cu ei, să le explic că uite, noi am făcut solicitare la primărie, dar nu ne bagă nimeni în seamă, le-am arătat solicitarea pe e-mail, uitați, am trimis. Da, nu ne bagă nimeni în seamă și tot așa, păi da, încercați și cineva să grăbiți la primărie și după aia ne întreba cât mai aveți, 10 minute și ne-au lăsat în pace, stăteau și se uitau la noi, au văzut că totul este în regulă și după ce am stins, au plecat, treaba a fost bună. În principiu, poliția e ok. Pe Lăpușneanu preferăm să mergem, că acolo nu știu care e faza, dar în principiu se poate jongla, mai avem prieteni care cântă. Și la fel, au solicitat și ei de la primărie autorizație să poată cânta în spațiu public și evident că nu li s-a dat. Și atunci, na, oamenii tot merg și cântă pe stradă. Și na, pur și simplu ne-am gândit că ok, dacă pe Lăpușneanu este în regulă și în principiu poliția ne lasă în pace, acolo mergem. Deși eu aș vrea să mergem și în cartiere, sincer, mai mult. Cred că este nevoie, nu doar în centru de artă. Chiar, da. Nu știu să vă zic exact de ce nu ne dă primăria autorizație. Am zis că na, poate că cu focul se gândesc, deși le-am explicat că oricum de fiecare dată luăm un extintor cu noi, iau extintor de mașină și îl ținem cu noi. Nu l-am folosit niciodată. Avem grijă, adică nu stăm lângă copaci, copertini, umbrele și alte lucruri care ar putea să ia foc.
Da, ne putem arde noi, da? Aici e un risc asumat. Da. Și, na, ce opțiune n-am înțeles nici cu colegii noștri, că nu este cu focul, dar ei care cântă, cu ei ce problemă au, adică... Da, uite, nu știam de situația asta și mă bucur că ai menționat-o. Poate cu ocazia asta o să primiți măcar un Poate se uită, răspuns. dacă se uită cineva de la birou care se ocupă de evenimente, vă rugăm frumos să ne lăsați, că dacă nu, noi oricum o să jonglăm, noi oricum mergem dacă vrem și publicul apreciază asta. Din câte am văzut de cele mai multe ori, oamenii se opresc, cine dorește, punem niște bani în pălărie ca să ne susțină, să ne acoperim măcar gazul și eu știu că unii colegi vin din Miroslava, de exemplu. Și bine, așa, asta ne ajută și la promovare. Ne-au chemat niște oameni la evenimente când ne-au văzut pe stradă, jongle pe stradă. Deci, da, o să facem asta în continuare, chit că autoritățile nu vor. Și uite că sunteți curajoși pentru că faceți lucrurile acestea. Mulți s-ar fi oprit la refuzul acela și gata, ne oprim, rămâne pentru noi iarta asta și la revedere. Într-adevăr și chestia că de cele mai multe ori ce se poate întâmpla este să vină poliția și poliția de cele mai multe ori este de treabă. Adică dacă nu ești arogant și nu te duci cu nasul pe sus că ce ai cu noi și așa mai departe, în principiu te lasă în pace, cel mult te legitimează și zic ok, stingeți și strângeți-vă jucăriile și plecați acasă. Dar au mai trecut poliția pe lângă colegiile mele când jonglau, pe Lăpușneanu și nu le-a spus nimic. Pun pariu că le plăcea și lor. Îți dai seama că te atrage până la urmă și sunt tot oameni pe lângă uniforma pe care o au, dar nu știu, e chiar surprinzător că sunt atâtea piedici sau că este atât de greu să îți desfășori această artă, mai ales în fața oamenilor, că pentru asta e făcută până la urmă. Că dacă o faci doar pentru tine, da, e ok dacă tu îți dorești să faci lucrurile acestea, dar dacă și noi, cei din jur, putem să vedem poate ce ați realizat, către ce ați depus muncă, de ce nu? Să nu fie făcut un cadru, poate bine pus la punct, chiar pentru o activitate de genul acesta. Dar eu mă întreb, poate, cum reușiți să vă găsiți tot acest curaj și, până la urmă, toată motivația să mergeți, să căutați, poate, momentul potrivit în care să jonglați. Știm că momentul potrivit e evident când se lasă seara, să fie întuneric și se vadă jongleriile cu foc mai spectaculos. Se văd și ziua, dar nu e la fel de spectaculos. În general, sunt foarte bune serile de weekend, când lumea iese, mai ales în centru, pe Lăpușneanu, că ies în cafenele, că ies să se plimbe. Și de asemenea, asta e, căutăm locurile cumva mai aglomerate, nu chiar foarte dosite, deși noi pentru antrenamente mai mergeam pe Galata, la Veneția, pe Splai Nicolina, dar asta evident, bine, se strângea public și acolo, adică și pe Splai Nicolina la noi veneau oameni, filmau și ne aplaudau. Ce interesant! Uite că sunt și au fost evenimente la care ați putut participa până la urmă. Într-un fel sau altul ați reușit. Dar am văzut că, uite, chiar și la Caravana de Artă Urbană ați participat. Au fost niște show-uri de genul acesta și cu atât mai bine și mai frumos că se încurajează. Noi încercăm, eu sunt și președintele Asociației Art Tipic și încercăm în cadrul proiectelor noastre să includem și partea aceasta, pentru că da, e spectaculoasă. Și pentru că facem asta, o parte din membrii asociației. Și de ce nu? Mai ales că noi mergem cu caravana de artă urbană în mediul rural. Pentru mulți din copii și nu numai copiii care vin la acele spectacole, este pentru prima dată când văd asta în fața ochilor, nu la televizor, nu pe telefon, nu în show cu foc, chiar în fața lor. Pe unii sperie, de exemplu, că mai ales eu cum am jucăriile astea mai de contact, am mai mult control pe ele și pot să mă apropii de public. Și mă mai apropii uneori de public și văd că unii sunt cumva terifiați, dau un pic în spate, alții sunt wow, dă să mă apropii să filmez și să fac live și așa mai departe. Și asta nu doar în cadrul Caravanei de Artă Urbană, și la Regenerarte Urbană, proiectul pe care îl avem noi, umbrele pentru acțiunile pe care le desfășurăm în Iași.
Doar anul trecut nu am mai făcut, că a trebuit să amânăm proiectul, a trebuit să schimbăm locația din Tudor la Casa Sindicatelor și era destul de frig în decembrie și n-am mai făcut și un spectacol de jonglerii cu foc. Dar în principiu preferăm să facem asta pentru că, să zicem, nu știu, un fel de inaugurare, un fel de botez, să-i spunem. Dacă mă normal se folosește apa, noi folosim focul. În același timp asta, că vrem să arătăm că spațiul este spațiul public, este al nostru, al tuturor, nu este al nimănui. Și putem să facem în el de la, nu știu, să socializăm, să facem artă, să facem sport, să facem o grămadă de lucruri, să-l facem mai frumos, că e pe termen, să zicem, nu știu, determinat de jumătate de oră când facem noi un show, sau că e pe perioadă mai lungă, că pictăm pereți și asta rămâne în principiu câțiva ani sau nu, depinde exact. De... Exact. Deci, în principiu, cam 30 de minute durează un show. Cam așa ne facem noi show. Am avut și show-uri mai scurte la evenimente private. Ni s-a cerut mai multe reprize de câte 10-15 minute. Am avut și show-uri mai lungi pentru că, pur și simplu, a trecut acea jumătate de oră, dar noi mai aveam chef de jonglat și mai aveam piese și hai să mai dăm că e fan și publicului îi place. Dar în principiu asta depinde foarte mult și de numărul de oameni. Că una este să fie în 2 oameni și alta este să fie în 10. Da. Adică în 2 oameni sau una singur. Cunosc oameni care își fac show-urile singuri și prefer așa. Mie mi se pare destul de dificil și din punct de vedere logistic. Că ok, eu trebuie să-mi încarc jucăriile, după aia să le dau foc, după aia să le las pe alea să le sting, să pun altele. Și de aia preferăm în general să mergem mai mulți. Că, ok, eu mi-am terminat, nu știu, 2, 3, 4 minute, 5 minute cât stau eu. După aia intru un alt coleg, îmi trag sufletul, îmi încarc jucăriile și... Și te puși de treabă. Dar uite, eu mă gândesc că poate făcând singur anumite show-uri, deja pui o presiune foarte mare pe tine, că trebuie să înveți foarte multe metode prin care să jonglezi. Și asta și de lucru este un juggler în România, Oțet, care el face show-uri singur. De vreo 20-20 ceva de minute, dacă nu mă înșel, un show de-a lui. Și el ce face, într-adevăr, lucrează foarte mult cu publicul. La modul că discută cu publicul, are un microfon și stă și vorbește cu publicul, mai face o glumă, își încarcă jucăriile, este drept dinainte. Ceea ce oarecum să zicem că ar fi un impediment, mai ales vara, că se evaporă acel gaz. Pentru o perioadă mai lungă, dacă stau așa încărcate, dar... Și după aia asta, cât mai faci o glumă, mai dai foc la jucăriile alea, mai faci nu știu ce, adică... Se poate și așa, dar e foarte solicitant și trebuie să-ți asumi, bănuiesc, că atunci când vrei să faci... Și asta și asta. Evident asta e, să știi mai multe jucării, că dacă ai să jonglezi 20 de minute cu poile, oamenii o să plictisească. Rămâi cu un om la final. Da. Asta ar fi cel mai fericit caz, să rămâi cu unul. Dar da, uite, poate atunci când trebuie să faci un spectacol mai lung, apare și provocarea asta. Cum să atragi în continuare atenția oamenilor, să-i antrenezi acolo în show? Voi cum faceți acest lucru? Cumva alternați poate Da, alternăm și jucăriile. Începem, să zicem, eu de exemplu încep mai întâi cu hand torches, care nu sunt la fel de spectaculoase. După aia mă duc în evantaie, după aia iau staff-ul. Pentru că nu știu atât de multe lucruri cu ele încă. Și după aia, la final, sunt poirile, care și țin mai mult, că au mai mult chevlar, dar de asemenea și știu mai multe tricuri cu ele, pentru că jonglez cu ele de mai mult timp. Și sunt cumva mai spectaculoase decât să ai pur și simplu două bețe în mână cu care, nu știu, le plimb și... Și așa mai departe. Și la fel și colegii mei își aleg jucăriile în funcție de nivel de dificultate și de cât de spectaculos e o jucărie. De asemenea, la fel când ne discutăm la un show, ok, acum intră, nu știu, două perechi de poiuri cu un staff. După aia intră, nu știu, hand torches cu nu știu ce. Adică încercăm cumva asta, să facem cumva să fie cât mai interesant și muzica să fie cât mai diversă și antrenantă. Sau ok, pot fi și piese lente, dar apoi nu poate fi tot show-ul numai piese lente, că în principiu o să doarmă lumea, dar nici piese din alea super cu BPM-ul super ridicat, da. Să fie oameni, frate, dar ce mă doare capul, adică tot îmi bubuie muzica în cap de...
De nu mai pot. Da. Da, uite, chiar e interesantă metoda de a alterna până la urmă și persoana care jonglează, dar și melodia. Că totul este important aici, în tot ansamblul acesta, ca să fie show-ul așa cum trebuie și poate și la nivelul așteptărilor voastre, ca și artiști, pentru că depuneți foarte multă muncă în spate. De ce eu mă întreb, poate, cât timp durează să organizați un spectacol nou, poate un show cu alte jonglerii, poate cu altă organizare? Că până acum au fost tot ce am făcut, au fost improvizații, așa că nu foarte mult timp. De obicei stăm și discutăm înainte, mai ales în drum spre, nu știu, dacă mergeam la un festival în afară, la Vaslui sau la Neamț sau așa mai departe. Ok, cât eram în mașină, hai să vedem cine intră. Am zis că vrem piesele alea, tot schimbăm mixul și piesele, că niciodată eu nu sunt mulțumită de ele, parcă piesa asta nu-mi place, parcă asta e ca nu cam perete, hai să punem aia, eu vreau să intru pe piesa aia, nu știu care vrea pe piesa aia și tot așa. Și schimbăm piesele și după aia în funcție și de oameni, că uneori am fost, nu știu, cred că cei mai mulți 12 sau 13 la un show, alte ori am fost 2 sau 3, adică depinde foarte mult și de treaba asta. Și stăm atunci și discutăm care, cum, cine intră, eventual pe net stăm și ok, fac un Google Docs și eu intru de la minutul la minutul pe piesa aia, nu știu care intră de la minutul la minutul pe piesa aia. Doar că recunosc că n-am reușit să facem până acum cine știe ce sincroane și cine știe ce chestii organizate, dar la anul îmi propun, mai ales că acum lucrez și la o sală de dans și vreau să lucrăm mai mult, să ne vedem mai des și să exersăm, ok, hai să vedem ce putem să facem, cum putem să facem să fie totul mai organizat și mai cursiv. Pentru că, desigur, atunci când faci freestyle, apare și provocarea asta. Ok, trebuie să mă sincronizez cu colegul meu și atunci iar devine mai dificil. S-ar putea să, nu știu, să fie anumite incidente, desincronizare, sper eu. Dar, clar, probabil și experiența spune cuvântul și deja vă înțelegeți între voi. Da, de multe ori asta e, cu cât am văzut că în ultima perioadă, chiar a fost săptămâna, weekendul trecut, niște colegi cu Lăbușteanu și-au junglat și uitam pe live, eu eram acasă și, și lucram, dar după aia m-am uitat și la live și nu și-au propus asta, dar au reușit să se sincronizeze la un moment dat și eram wow. Deja au ajuns la nivelul acela în care se sincronizează. Da, nu pentru foarte mult timp, dar e un început și e bine. Exact. E foarte bine să îți conștientizezi și realizările până la urmă, oricât de mici ar fi ele, pentru că te ajută, te motivează să mergi mai departe și să muncești în continuare. Dar eu mă întreb, muzica aleasă este atât de importantă pentru privitor? Cumva contează la rezultatul final? Cred contează și pentru privitor, evident și pentru noi, că muzica ne dă flow. Mi s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut la Street Delivery. Am avut show cu foc când aveau repetiții, ceva, nu mai știu, deschiderea stadiunii, operei, ceva de genul. Și era un cor de copii care cânta acolo și n-auzeam muzica noastră absolut deloc. Și era un haos, efectiv, nu știu, mi se părea, ok, cum pot eu să mă mișc pe muzica asta? Că nu-mi vine să fac nimic, nu, chiar la acolo pe Ștefan eram la acel show. Nu ne-am simțit niciunul din noi extraordinar. Că ok, improvizăm, dar una e să improvizăm pe muzica care ne place și alta e să improvizăm pe o chestie când repetă niște copii. Asta e, măcar dacă era show întreg, era o treabă, dar așa doar repetau. Da. Și cred că e importantă și pentru public, pentru că îi dă acea stare. Leagă cumva, să zicem, face o conexiune între muzică și între ce se întâmplă, ce fac performerii. Chit că, da, ok, fac lucruri diferite, asta e iar un aspect că m-a mai primit întrebarea asta, că da, cum, voi toți vă jucați cu aceleași jucării și nu e nimic spectaculos în asta, cum vă diferențiați? Am văzut asta și când nu jonglam la oamenii care făceau asta la show-uri, la festivaluri mai ales, chiar dacă era aceeași jucării și, nu știu, și la noi în Focus Pocus, în principiu cam știm aceleași tricuri cu poiurile, cu hand-torce și mai departe, fiecare se joacă diferit. Și ce vedeam eu la acele festivaluri erau pur și simplu niște personaje. Uite, omul ăsta se joacă cu poiurile așa.
ok, parcă ar fi un dragon și e pe catalige în același timp și mai scuipă și flăcări. Parcă e un dragon. Uh-huh. Colega aia se joacă cu staful și nu știu ce face. Parcă e o regină. Fetița dragonului, chiar fetița lui, uite, se joacă și ea, parcă e o prințesă care se joacă și uite, el e fratele ei, prințul mai mare, care nu știu ce, el e cavalerul cu sabia și tot așa. Și îmi cream o poveste și un film în cap. Care mie mi se părea oricum wow și mi se părea asta surprinzător că uite cum reușesc oamenii ăștia deși fac aceleași lucruri, dar le fac diferit. Da. Și într-adevăr și atitudinea e diferită. Că unii poate să îi vezi zâmbind, alții poate îi vezi mai serioși. Și ținuta contează într-adevăr. De unii ziceam că uite că cum arată colegul ăla, parcă zici că e vraciu satului, parcă... sau vrăjitorul. Deci aici este vorba despre o poveste până la urmă. Poveste pe care vrei să o transmiți și poate diferenția foarte mult un show de altul. E foarte interesantă perspectiva și clar, cred că ne dăm seama și noi privitorii, cred că majoritatea dintre noi când este o poveste diferită față de alta. Și clar că asta ne face să continuăm să privim astfel de show-uri, poate la anumite festivaluri, poate într-un moment spontan, cum mai făceați voi pe anumite străzi din Iași. Și mă bucur că faceți acest lucru și că munciți până la urmă în direcția aceasta. Dar eu mă întreb dacă este mai ușor, poate într-o echipă cum este la voi, să te dezvolți organic, poate să-ți dai timp să înveți o mișcare nouă. Da, e important asta, le ziceam că evident noi suntem o echipă și ne învățăm, uite, citi că am învățat eu, evident că învăț pe toată lumea, ea învață-mă și pe mine, că așa am învățat și eu, așa învață și ceilalți. Și mă întrebau, încercam să explic tricul, mai ales în oglindă, să știți că ajută foarte mult oglinda, la fel ca în dans, pentru că poți să vezi ce faci greșit, dar nu știu, dacă tu ai impresia că faci nu știu ce tric și duci mâine nu știu cum, de fapt dacă ai să te vezi în oglindă, ai să vezi că nu faci la fel ca celălalt și atunci poți să mai corectezi anumite lucruri. Și chiar mă întreba o colegă când eram la antrenament, că da, ce faci tu, cum faci tu, de ți-iese asta și mie nu-mi iese. Și eram, păi, na, ți-am explicat, pur și simplu duc mâinile așa și învârt asta. Și uite, ai, și de cele mai multe ori, asta încerc, mai ales și la ateliere, dacă văd că nu înțeleg oamenii, iau mâinile lor și zic, ok, lasă mâinile moi, eventual fără poiuri, fără jucării, și lasă-mă să-ți plimb mâinile, să vezi care ar fi să învețe mușchii tăi mișcările. Uh-huh. După aia, evident, putem încerca și cu poier, deși aici mai periculos, mai ales deasupra capului sau ceva de genul, că se poate să îți dai ție în cap sau să-mi dai mie în cap. Și atunci de aia prefer fără poier. Și pur și simplu ziceam că trebuie să exersezi mai mult. De fapt, asta e toată chestia. Chiar dacă tu poate înțelegi mental, ai face un efort mental de a înțelege, ok, trebuie să duc mâinile așa, după aia când fac așa să mă întorc așa, după aia cu jucăriile să fac nu știu ce. Poți să înțelegi asta, doar că na, corpul nu ne ascultă neapărat. Corpul e mai încet, mintea poate e mai ageră, dar corpul poate nu răspunde. În schimb, cu cât faci asta, poate nu-ți iasă din prima dată, de a treia oară, a cincea oară, a cincizecea oară, a 100-a oară, trebuie să iasă. Adică n-are cum să nu iasă. O să înveți corpul, mai ales că asta e corpul nostru, mușchii noștri, caută varianta cea mai ușoară. Și cumva singur o să caute soluția. Ok, știu că am făcut greșit acum, dar mai încerc și la un moment dat o să-mi iasă. Și asta era surprinzător. Când învățam un trick nou, ok, încercam de atâtea ori, dar la un moment dat ieșea. Ieșea o dată și după aia mă loveam, sau după aia scăpam, sau după aia îl încălceam poile, sau... dar eram ok, o ieși odată, trebuie să mai iasă. Dacă o ieși odată, n-are de acum cum să nu iasă. Și mai exersam și mai exersam și după aia, da, mișea de fiecare dată. Dar uite, cred că alea sunt momentele care te pun puțin la încercare. Atunci când îți iese odată și apoi nu mai înțelegi cum ai făcut. Da, da. Clar. Stai și te gândești foarte mult. Dar uite, tu mai spuneai că m-ai făcut și ați făcut anumite ateliere unde învățați copiii, persoanele să jongleze și ele. Cum au fost acele ateliere pentru voi? Cum este să predai altora jongleria? E un pic dificil și provocator. În același timp e și plin de satisfacție.
Și frustrant în același timp. E dificil pentru că tu poate știi ce trebuie să faci, dar nu știi cum trebuie să explici. Cum îi explic eu unui om, știi, uite, că duc mâinile așa și după aia fac așa și mă învârt așa și nu știu ce. Și trebuie să împarți pur și simplu tricul acela în bucățele mici. Mai întâi fa asta, ok, ai înțeles asta, după aia faci asta și tot așa. După aia, la fel, am văzut că unele persoane nu au răbdare să facă asta aici și din participanți și din persoane care învață, să zicem formatorii sau facilitatorii atelierilor. E plin de satisfacție când vezi că oamenii au învățat și mai ales e plin de satisfacție când vezi că oamenii încearcă și încearcă și încearcă în continuu până le iese. E, la fel, e plin de satisfacție când vezi că unii oameni chiar și-au cumpărat jucării, au mai exersat acasă și continuă cu asta. Adică așa, au descoperit o pasiune, că okay, vreau să fac și eu asta. Și încearcă. La Păprican, de exemplu, a făcut niște atelierii acolo cu copiii și am rămas surprinsă că erau un copil de 10 ani, o fetiță de 11 ani și încă una, nu știu, tot pe acolo, 10 ani. Și și-au făcut ei trupă și au zis că vor să jongleze, că noi după, la caravană, la finalul caravanei, facem și un spectacol, un eveniment, unde invităm membrii comunității să susțină diverse momente artistice, sportive, demonstrative, nu contează. Să un fel de, să zicem, nu știu, gala talentelor, îi Da. spuneau unii. Și au vrut să jongleze și au făcut ei o trupă, au luat evantaile și handtorci sau nu știu ce au mai luat și au făcut o coreografie. Au exersat, au venit cu o zi înainte când am venit și noi să exersăm și să pregătim totul și au mai exersat și atunci și ok, nu era cea mai wow coreografie, dar chiar i-am pus pe colegii mei să filmeze și am zis că luați și filmați asta, să le arăt colegilor de la Focus Pocus că uite, copiii ăștia A făcut o mătură coreografie. pe jos cu noi și au făcut o coreografie. Pentru că au fost la trei ateliere, dintre care unul cu poiuri, unul cu staful și unul cu mingi, și au venit de două ori și uite, s-au gândit ei și uite ce au făcut. Noi n-am fost în stare după 2 ani nici atâta lucru să facem. Să fie așa, motivațional cumva. Și frustrant, pe de-o parte, ce obțin pentru mine a fost când văd că eu încerc să îi învăț pe alții și alții învață așa de repede. Știu că mie mi-a luat foarte mult timp să învăț tricuri, mai ales anumite tricuri. Am exersat o grămadă, am exersat singură și eu zic, dar tu cum poți? Doar te-ai uitat la mine și faci asta. Eu nu înțeleg cum poți. Și un pic așa, da, nu știu, mă roade invidia, poate că, men, da, vreau și eu să-mi fie așa de ușor, să nu fi muncit așa de mult, să fie totul simplu. Crezi că aici ține poate și de un talent nativ, de o inclinație spre asta? Da, contează foarte mult și talentul, e clar că toți avem înclinație către anumite direcții, mai mult sau mai puțin. Și anumite persoane învață, și mai ales copiii, dar nu cei mici, zic aici cei mai Da. mari, că în principiu cei mici nu prea au răbdare și nu prea se focusează, nu prea poate să-și păstreze atenția. În schimb, cei de la 7 ani în sus, 10 ani, cam pe acolo, învață foarte repede, imită foarte repede și poate să-și dea seama, nu știu exact cum sau de ce, dar ideea e că poți să înveți foarte repede. Și la fel, de asemenea, pentru dansatori am văzut că este mai ușor și pentru sportivi. Nu pentru toți sportivii, evident, dar pentru anumite domenii, cum ar fi, nu știu, dansul, cum ar fi partea asta de acrobatică, cum ar fi alte domenii, într-adevăr, poți să înțelegi. Mult mai ușor că, uite, eu dacă fac un trick și mut încheietura, nu-i doar mi-am dus mâna așa, pur și simplu mi-am întors și încheietura. Și tu poți să sesizezi lucrul ăsta, poate e inconștient și involuntar, dar îți dai seama ce fac și atunci evident că e mult mai ușor decât să vin eu să stau să-ți mișc încheietura, să vin la tine să-ți explic de 100 de ori și așa mai departe. Iar uite, astea sunt detaliile pe care probabil le vezi doar dacă e cineva lângă tine să-ți arate, poate mai îndeaproape și din alt unghi. Că dacă te uiți la un videoclip sau, nu știu, te uiți de la depărtare la cineva, nu o să vezi toate Da, mișcările. posibil să nu sesizez, mai ales la distanță, n-ai eu și nu văd foarte bine la distanță.
Da, uite, cu atât mai mult s-ar putea să omiți anumite lucruri. Dar mi se pare foarte interesant și frumos că ați ajuns să predați și copiilor poate de pe lângă Iași, din diferite locuri, pentru că, uite, cu atât mai mult au aflat despre o meserie nouă. Nu cred că le spunea nimeni, poți deveni jongler când o să fii mare sau că poți face ceva cu asta. Și uite, chiar cei care s-au oferit să participe la spectacol, cred că au o înclinație și s-ar putea să facă ceva cu asta în viitor. Am mai găsit un copil, un tânăr la Țigănaș, din satul Mihail Cogălnicianu, care era pasionat, știa de puiuri dinainte, văzuse pe internet. Ne-a văzut pe noi la show, noi am fost cu caravana de artă urbană și în 2020 și în anul trecut. La Țigănaș și a venit, a vrut să vină din Mihail Cogălnicianu, am avut noi, nu mai știu ce, atelier de dans, ceva de genul. După aia ne-am dus de la atelierul de dans în alt sat din comună să facem spectacol de jonglerii cu foc și a vrut neapărat să vină cu noi, chit că eram ok, dar tu cu ce te întorci acasă? Că-s vreo 10 km sau nu știu câți erau mai mult dintr-un sat într-altul, eram tu cu ce te întorci acasă după aia, adică și a venit cu un prieten de-a lui și s-a uitat la show-ul nostru și zicea că a mers pe jos și au luat o ocazie după aia sau că se întoarcă acasă. Și după aia, da, a venit la atelierile noastre, mai învățase de pe internet niște lucruri și a cumpărat tot, îmi scria mie că uite, mi-am cumpărat poier cu lumini, uite ce tic am învățat, mai trimitea video și așa mai departe. Bine, m-a și rugat să mai ieșim când mai venea acum el la liceu, tânărul, să ne mai vedem pe copou când este de la școală, doar că n-am mai avut timp, efectiv n-am mai avut timp să mă văd cu el. Și da, mai sunt astea, am mai întâlnit un fel de tineri care au descoperit această pasiune, ne bucurăm, le recomandăm asta, ce facem noi la atelier, ne ducem cu niște jucării improvizate, să le spunem, staffurile acelea, noi am luat niște bețe de mop și asta ca să le arătăm că uite, ok, nu trebuie neapărat cine știe ce jucării, șmecheră, profi și așa mai departe ca să faci asta. Evident, cu foc o să trebuiască chevlar și așa mai departe, dar până la foc ea și învață cu un băț simplu, de o coadă de mop sau de mătură. La fel cu poiuri, am improvizat din niște mingi și îi învățăm singur la ateliere să-și facă din niște șosete pe care le pot umple cu o cană de grăunți, o cană de orez, o cană de zahăr, faci un nod și pur și simplu ăla e un poi. Și îți poți confecționa singur jucăriile, mai ales că na, mediul rural știm cu toții că e mai defavorizat decât mediul urban. Și atunci asta, vrem să le arătăm că uite și tu poți și nu contează că nu ai posibilități, există soluții. Exact, uite, chiar e important că ai specificat lucrurile acestea, că poți improviza, să-ți faci tu poate o jucărie acasă, cu siguranță sunt și videoclipuri care te învață cum să improvizezi. Da, 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 chiar și cu foc am fost anul acesta în Grecia, în concediu și am întâlnit acolo un tip care și-a improvizat, el n-avea un staff, se juca cu stafful, dar și-a improvizat dintr-un băț și a pus două doze de bere pe care le-a tăiat, le-a bătut cu cuie și a mai umplut acolo, nu mai știu, o bucată de material, ceva de genul și a dat foc. Și eram ok, uite, se poate și așa. Eu nu m-am jucat, de exemplu, cu jucării improvizate. Uh-huh. Am mai avut colegi care s-au mai jucat, dar am preferat sincer tot timpul, ok, hai să dau un ban, dar să am siguranță, da, și siguranță că nu se dezmembrează jucăria în timpul unui show și ok, hai că pățesc eu ceva, nu, e un risc asumat, dar e posibil ca publicul să pățească ceva și atunci mai bine mergem, da, pe siguranță, hai să fie niște jucării în regulă. Uite ce interesant și oricum astăzi am aflat multe lucruri foarte frumoase și zic eu foarte bune despre domeniu. Să știi că eu îți mulțumesc pentru această discuție. Deja am ajuns la finalul interviului. Okay. Și oricum am spus, trebuie să mai avem un interviu, să vorbim poate chiar și despre art tipic sau despre alte direcții. Și cu siguranță vom mai avea astfel de ocazii. Îți mulțumesc! Și eu mulțumesc de invitație! Alături de mine a fost Ana Octavia Preotu, iar eu vă recomand să o urmăriți și să vedeți ce fac și cei de la Hocus Pocus și cu siguranță să-i susțineți. De asemenea, vă rog să rămâneți alături de BZI Life, pentru că noi ne revedem săptămâna viitoare tot de la ora 16. Toate cele bune!